Dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu care ne dă din nou prilejul și privilegiul acesta de a fi părtași Cuvântului Său, părtași făgăduințelor Lui nespus de mari și scumpe. Aceasta înseamnă a face din aceste cuvinte ale lui Dumnezeu parte din viața noastră. Și nu știu dacă m-am putut bucura vreodată mai mult decât mă pot bucura acum când suntem în perspectiva a, a înțelegerii unui mare adevăr în care există potențialul acesta de schimbare a vieții noastre. Atâți oameni pe pământul nostru au trăit în umbră, în suferință, în întunecare, în timp ce soarele neprihănirii era afară, dar omul trăiește închis, în înțelegerea lui, în concepțiile lui, în ideile lui, până acolo încât nu este loc pentru altceva, și până acolo încât locul în care stă el închis, în gândurile lui și în crezul lui, devine un fel de închisoare. Afară, însă, spune Cuvântul lui Dumnezeu, luminează lumina aceasta pe orice om venind în lume. Astăzi începem o micuță călătorie în domeniul naturii ființei noastre, așteptărilor noastre, speranțelor noastre și prin harul bunului Dumnezeu chiar ne-am rugat la început aici ca El să ne ajute să ne oprim asupra celor lucruri de strictă și stringentă necesitate pentru sufletul nostru. Există un cuvânt cu putere de vindecare pe care îl are Dumnezeu și vindecă sufletul, înviorează inima, viața, și există alte cuvinte sau alte crezuri sau opinii păstrate de oameni care distrug, ruinează viața. Este așa de însemnat lucrul acesta încât chiar mă gândeam când vezi o fiară sălbatică, cum zicem noi în România, ai văzut lupul. Uh, îți pierzi vocea. Eu am văzut într-o împrejurare odată o haită de lupi. Eram cu prietenul meu, Gheorghe, și am fost convins că nu vom scăpa cu viață de acolo. Uh, aș fi vrut să mai zic vreo vorbă, dar mai mâinile mai mergeau. Au fost foarte aproape de noi și se învârteau un în cerc. Era seara, era iarnă, era groaznic, eram la pădure. Am, știu că mi-am pierdut vocea complet de a mai comunica ceva în acel moment, dar vreau să spun că trăiesc același simțământ în fața acestui adevăr monumental al Cuvântului lui Dumnezeu înalt, cum este Himalaya, un simbol al aspirațiilor ființei umane, comoara care este ascunsă în trupul acesta de țărână. Nu de mult timp participând la un serviciu funerar, mi-am dat seama că de fapt în sicriu nu era omul acela, ci era numai țărâna lui. Și chiar dacă ar spune cineva, uite-l pe cutare, aici nu. Nu e el aici, aici este țărâna lui. Și așa cum a spus Scriptura, țărâna lui se întoarce în țărână. Dar suflarea de viață se întoarce la Dumnezeu. Drumurile se despart. Cele două care au format omul, care au conviețuit omul, sunt separate prin ceea ce noi numim moarte. Iubiții mei, trebuie să ne întoarcem spre cuvântul lui Dumnezeu și să aflăm că omul, orice om de pe pământul acesta, orice om venind în lume, a purtat și poartă în el un gând nerezolvat. În timp ce el este muritor, și așa cum scrie Eclesiastul Bocitorii cu trei răulițele la casele mortoare, uneori aici în Statele Unite trebuie să aștepți până când vine rândul, în timp ce se întâmplă lucrul acesta, în același timp omul acesta care astăzi este aici a păstrat ceva în suflet pentru care nu a avut nicio explicație. De unde vine gândul acesta pe care îl numește Biblia în Eclesiast, capitolul 3, versetul 11, Gândul veșniciei. Orice lucru el, adică Dumnezeu, îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor, aceasta este cum numim noi mai modern, wired în noi, este instalat în fiecare ființă umană, este instalat așa cum, cum s-a făcut un studiu la Universitatea unde a mers fica noastră. S-a făcut un studiu, a fost publicat, eu l-am văzut pe perete în Anglia și am sunat-o și am spus, uite ce studiu au făcut oamenii aceștia: au dovedit, au demonstrat că omul are în conștiința lui instalația aceasta, în creierul lui, în ființa lui, instalația aceasta a existenței supremului adică a lui Dumnezeu. Este instalat pentru așa ceva. Aceasta este ființa umană. Și lucrul acesta este confirmat de scripturi care ne spun că Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui, dar între acestea, cel mai frumos, cel mai înalt și care dă sens tuturor altfel, altfel viața nu ar avea niciun fel de rost. Este gândul veșniciei, cel mai însemnat lucru. Aceasta este comoara ascunsă în țărână. Ai pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Gândul veșniciei nu este ceva asupra căruia noi ne oprim să medităm, pentru că noi nu avem noțiunea aceasta, nici nu știm ce înseamnă veșnic, infinit. Vorbim simbolic despre așa ceva. Dar Uh, cum se manifestă acest gând al veșniciei în om, niciodată omul nu se împacă cu ideea unui, un, un finit, unui un final, e un drum. Uh, toată lumea trăiește, mărturisesc și despre mine și uh, ceea ce am văzut altora, toată lumea trăiește știind teoretic că drumul are un capăt, sigur că da, am văzut atâtea în viața noastră, totuși în, în viața și ființa noastră nu nu se manifestă în niciun fel. Trăim ca și când aceasta nu s-ar întâmpla niciodată. Acesta e gândul veșniciei. Trăim ca și când am fi permanenți, ca și când am rămâne pentru totdeauna ca și când nimic nu s-ar schimba, ca și când nu există un capăt al drumului nostru. Acesta este gândul veșniciei semănat în om. Da, dar uite, ai văzut, oamenii vin, pleacă, s-a văzut lucrul acesta, chiar copii sau oameni mai vârstă, bolnavi sau sănători sau accidente sau ceva. E o realitate aceasta și totuși nimeni dintre noi nu umblă pe pământul acesta cu lumânarea aprinsă în mână, nu știu de ce, dar în ființa și, și, gândirea noastră a rămas și este puternic imprimat acest simțământ al, al permanenței. Este textul despre care este cuvântul pe care îl găsim în textul acesta. Dumnezeu a instalat în ființa noastră gândul veșniciei, gândul permanenței, gândul rămânerii, gândul veșniciei. Măcar că, spune Sfânta Scriptură, omul nu poate cuprinde așa ceva. Am înțeles lucrul acesta, dar nu există nicio ființă venind pe pământul acesta care să nu aibă această trăire scris aici, gândul veșniciei. Și lucrul acesta este, de fapt, manifestarea suveranității, supremației lui Dumnezeu asupra existenței noastre. Lipsit de ideea Divinului, de ideea uh, Dumnezeirii, a Supremului, ființa umană devine un fel de diavol, devine, uh, devine un Dumnezeu pentru El însuși. Și atunci uh, lumea Lui se rezumă la propriul Lui Eu. Unitatea de măsură e gândirea Lui și este simțământul Lui. El nu are un reper uh, în afara Ființei Lui. Dispare lucrul acesta. Și un sistem care nu se poate raporta la niciun sistem exterior. Acesta uh, funcționează haotic. De aceea, Dumnezeu a pus în inimă gândul veșniciei. Nu ne putem imagina, nu ne putem imagina cât bine s-a putut săvârși pe pământul acesta datorită acestui gând neprocesat. Acesta nu este un gând care poate fi pus într-o hârtie, uite, așa arată gândul veșniciei, un document sau ceva. Nu există așa ceva nu există nici măcar o concepție sau o formă asupra care ne gândim, dar este prezent. Este prezent în noi, e ceva tainic. Este ceva care scapă percepției noastre, simțurilor noastre, dincolo chiar de gândirea noastră, dar prezent, întotdeauna prezent. Cât bine s-a săvârșit pe pământ din pricina aceasta. Cât rău a putut opri acest gând, al veșniciei. Un om, într-o împrejurare, ar fi reacționat cu totul altfel dacă ar fi gândit cumva, s-a și văzut de altfel în viață și în istorie, ce fel de viață au trăit oamenii care au refuzat să recunoască în conștiința lor acest gând al veșniciei. Ce fel de viață au trăit oamenii aceștia care niciodată, care n-au crezut în ființa lor că destinul. Îi va confrunta într-o zi și că viața nu este limitată la a mânca abia, a fi aici, hai să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Gândul veșniciei e legat de acest cuvânt de frumos. Pictura, muzica, științele, dezvoltarea aceasta, iubirea de oameni, civilizația pe Pământul acesta, educația, cercetările, toate acestea. Sunt rodul gândului acestuia uh, imperceptibil, care de fapt trăiește și se manifestă în noi. Se numește gândul veșniciei. Și trebuie să spun că numai, numai când pronunț cuvintele acestea, mi um, este sufletul adânc mișcat, fiindcă știu cine semnează pentru ele. Cineva îmi spune că nu, sunt o simplă scânteie zburătoare, care am venit, plutesc un pic și plec. Cineva îmi spune că pașii mei pe pământul acesta în ochii lui Dumnezeu au o altă însemnătate decât aceea pe care mi-o imaginez eu. Până acolo încât Mântuitorul nostru a spus, nici măcar un pahar de apă nu va fi uitat vreodată. Ceva care probabil în percepția sau în gândirea unui om vremelnic, unui om care refuză Trăirea gândului veșnicii nu, nu ar însemna nimic, dar în ochii lui Dumnezeu, și la scara eternității, aceasta înseamnă enorm. Și gândul acesta este responsabil pentru atracția pe care o simțim în sufletul nostru pentru Dumnezeu. Gândul Divinității, gândul acesta al originii noastre din Dumnezeu suntem din neamul lui, așa cum a spus Biblia. Gândul acesta a însuflețit și a nobilat ființe pe toată planeta aceasta și în tot cursul istoriei. Și Lui Lewis așa de frumos prinde gândul acesta. Odată ce un om și-a unit destinul cu Dumnezeu, cum ar putea el să nu trăiască pentru totdeauna? Ați observat ce se întâmplă când, când trăim îmbrățișarea iubirii? Ați observat că în momentul în care îmbrățișezi ființa iubită, fie că e vorba de soț, soție, copil, părinți, în momentul în care iubirea se manifestă, se pierde noțiunea timpului. Pentru că Biblia spune, dragostea nu va pieri niciodată, adică este nepieritoare, este eternă. Pierzi noțiunea timpului. Atunci când trăiești intens un moment de felul acesta, nu mai există ceas. Dar când un om și-a unit destinul cu Dumnezeu, cum ar putea să nu trăiască veșnic? Viața veșnică aceasta despre care vorbește Sfânta Scriptură, gândul veșniciei, nu este altceva decât cunoașterea lui Dumnezeu. Este umblarea cu Dumnezeu pe pământul acesta. Este o viață atât de diferită în care nu se poate amesteca nimeni cu privire la... La trăirea pe care o are cineva într-o astfel de viață, dar care se arată și își arată diferența acolo unde, în, în toate lucrurile în care ea se manifestă. Ea desparte, într-adevăr, drumurile. Dietrich Bonhoeffer, de care menționam, trăiește acest lucru. În momentul în care este executat, a fost condamnat la moarte și a fost spânzurat cu puțin înainte de încheierea războiului al doilea mondial. Dar aș dori să spun că acest gând al veșniciei, pentru care mă rog lui Dumnezeu să nu-l lase fără putere în noi și să nu lase nicio are a vieții noastre care să nu fie atinsă de acest lucru. Acest gând. Faptul că poartă semnătura lui Dumnezeu are în sine o putere mai mare decât moartea. Și aș vrea să rămânem un moment asupra acestei clipe de neimaginat pe care o trăiește Dietrich Bonhoeffer, în care ofițerul de lângă el, care nu purta gândul veșniciei în viața lui peste undeva, nu recunoștea așa ceva, i-a pus ștreangul de gât și i-a spus și acesta este sfârșitul. Acesta este sfârșitul. Sigur că în fața morții nu mai rămâne altceva sau nu, nu putem să ne imaginăm ceva care să se ridice deasupra acestui lucru. Sunt situații în care, spre exemplu, a, mă doare o măsea și atunci cineva țipă la o clădirea, a, am uitat de lucrul ăsta și imediat trec la acțiune pentru că e pericol. A, 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 există o, o rezolvare, vreau să spun, dacă vorbim de moarte, ce ar putea să fie dincolo sau deasupra ei. Iată ce este deasupra ei. Acest gând al veșniciei pe care Dumnezeu l-a așezat în inima noastră și nu este o simplă vorbă sau un simplu gând. Și așa cum spune Sfânta Scriptură, el a semnat cu sângele lui acest testament, această comoară pe care a ascuns-o în țărâna trupurilor noastre, cum spunea poetul Octavian Goga. A ascuns-o în țărâna trupurilor noastre. Comoara aceasta nemaipomenită de care vorbește Pavel că o purtăm în vase de lut, adică omul luat din țărână acesta e sfârșitul, i-a spus ofițerul. Iar Dietrich Bonhoeffer a spus, pentru mine este începutul vieții. Ca să fie ceva care se ridică deasupra morții, pur și simplu lasă ființa umană fără, fără cuvânt. Dar, dragii mei, aș dori să urmărim un aspect al trăirilor noastre pe pământul acesta. Nu există boală fizică necombinată sau neînsoțită de stări sufletești. Până acolo încât omul bolnav de o boală terminală se întreabă, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Se uită în jur după un verdict al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu este numai boala fizică, mecanică, nu mai funcționează ficatul, nu mai funcționează inima. Se trece dincolo. Imediat sufletul omului începe să simtă ruptura despărțirii. Iubirea de familie este mușcat de gândul acesta al nedreptății, al injustiției, de ce în cazul meu, de ce așa, de ce în alt fel. Nu, niciodată nu vom putea despărți boala fizică de conotația ei spirituală și sufletească. Acest lucru se aplică la o scară mult mai mare, cu privire la vremelnicia noastră pe acest pământ. Ea nu este doar venire și plecare, nu este o simplă e, încuiem ușa atelierului și s-a încheiat. Nu, nu este doar atât. E, gândurile care frământă ființa umană într-o suferință de un fel sau altul, cum spunea Iov, e, ceea ce mă, mă, mă distruge și mă chinuie, nu este boala însăși, ci... Întunericul acesta, de ce lucrează Dumnezeu așa, de ce nu intervine Dumnezeu sau. Gândul acesta este reîntâlnit la o scară mult mai mare în domeniul acesta al vieții și al morții. În fața morții s-au confruntat cu moartea o ființă umană, în afară de faptul că este, este într-o luptă total inegală cu așa ceva, cu moartea. El uh, nu are niciun fel de resurse ale lui însuși, în afară de această putere nemaipomenită pe care a pus-o Dumnezeu în ființa noastră și care se numește gândul veșniciei. Deodată, în astfel de situații, uh, am avut acest, uh, acest uh, trist privilegiu și suferința aceasta de a însuți mulți oameni care și-au -au încheiat viața. Rămân copleșit când trebuie să mărturisesc puterea pe care o are gândul acesta, prin care, și Dietrich Bonhoeffer a spus, pentru tine este sfârșitul, pentru mine este începutul vieții. Dacă vorbim de moarte nu cred că, și nu trebuie să o aplicăm biologicului nostru. Nu, biologicul se degradează și așa cum a spus Biblia, țărâna merge în țărână. E normal, este locul de unde a fost luată de acolo. Dar nu aceasta înseamnă om. Omul nu înseamnă doar țărână. Omul înseamnă țărână și suflarea de viață de la Dumnezeu, despre care Biblia spune că acolo, la momentul acesta numit moarte de către noi, se desparte și țărâna merge în țărână, iar suflarea de viață merge la Dumnezeu care a dat-o. Aceasta nu este o concluzie pe care o tragem noi așa prin speculație, încercăm să exploatăm un text din Biblie, ci este pur și simplu declarația Mântuitorului nostru care arată că la acest moment al încheierii călătoriei noastre pe pământul acesta, într-un astfel de moment, drumurile se despart. Drumurile omului și drumul lui Dumnezeu. Pentru om, scrie Sfânta Scriptură Eclesiastă, capitolul 9, cei morți nu știu nimic. Au fost și sunt destui îndrăzneți, care își permit chiar de la învoane să vorbească despre faptul, da, scrie în Biblie că nu știe nimic, dar eu vă spun că știu, eu știu ei știu, ei se plimbă, ei vorbesc, ei vizitează, vin, fac, de... e, e, o construcție mentală ca aceasta nu este, este nevinovată, ci este o formă de rebeliune, de revoltă împotriva lui Dumnezeu, împotriva adevărului, a împotriva adevărului, spune Biblia, dacă Dumnezeu a spus cei morți nu știu nimic, și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor a și pierit. Atunci, cine ești tu, omule, spune Biblia, să te ridici împotriva lui Dumnezeu care a spus acest lucru? asta pentru noi, oamenii. Dar lucrurile nu rămân aici. Lucrurile merg mai departe, fiindcă Biblia spune, în timp ce pentru noi, cel morți nu știu nimic și dragostea lor și ura lor au și pierit, niciodată nu vor avea parte de ceea ce se face sub soare să fie pentru cutare sau cutare. Nu, s-a încheiat lucrul acesta. De aceea Biblia îndeamnă cu putere în cartea Eclesiastului tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta cât ești în viață. Pentru că, spune Biblia, în locuința morților în care mergi nu mai este nici gândire, nici știință, nu mai este nimic de genul acesta. Și țărâna s-a întors în țărână, suflarea de viață la Dumnezeu care a dat-o, dar spune Mântuitorul nostru, lucrurile nu rămân aici. În timp ce pentru noi omul este așa, pentru Dumnezeu toți sunt vii. Tendința noastră, curiozitatea bolnavă a noastră ar vrea să știe Totuși, ce înseamnă, cum sunt vii pentru el ar vrea să se uite acolo, să vadă ceva. Dacă lucrul acesta era sănătos și bun pentru noi, Dumnezeu ne-ar fi ajutat. Și probabil că am fi pătruns în această știință care este de după viața de după viață. Dar lucrul acesta este rezervat lui Dumnezeu, exclusiv lui Dumnezeu. Sunt lucruri despre care el ne-a spus niciodată să nu se întâmple așa ceva. Duce la moarte. Cineva care încearcă să comunice cu duhurile morților, acestea acestea sunt demoni, nu duhurile morților. Sunt demoni. Mi-a scris un prieten de la Viena. Cine a fost cel de la, de la Endor când a mers Saul acolo? când a spus că s-a ridicat Samuel și am spus că înainte să judecăm acest lucru, haideți să luăm instrumentele de lucru de la Mântuitorul nostru, de la Domnul nostru Isus Hristos. Înainte. Și el ne spune așa, fii atent, ori de câte ori un diavol, un duh satanic, cum era aici cu această femeie spiritistă, ori de câte ori un astfel de duh satanic vorbește, spune o minciună. Deci l-am întrebat, ce sunt cuvintele acestea? Văd o ființă dumnezească cum se ridică din pământ. Nu, nu a văzut sau a spus numai persoana aceasta, vrăjitoarea din Endor. Ea a spus că a văzut așa ceva, văd așa ceva. Ce e ce acest lucru? A ezitat o clipă și i-am spus, este o minciună. Pentru că ori de câte ori deschide gura, este o minciună. Este o apariție, este o aparență, niciun caz o realitate când Dumnezeu a spus clar în cuvântul lui cei morți nu știu nimic. S-a încheiat acolo. Și în momentul când această persoană pretinde că a chemat, a produs învierea din morți, cine, cine îndrăznește să spună așa ceva? Poate să fie o persoană posedată care să îndrăznească, să spună că produce învierea din morți și a vorbit cu Samuel. Dar cine este omul acela nebun de a primi acest cuvânt împotriva cuvântului lui Dumnezeu care spune clar și deschis, morții nu știu nimic. Este o industrie uriașă în lume și în religie, întemeiată pe ideea aceasta. Că morții totuși știu sau mănâncă sau uh, 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 fac un lucru sau altul. Este uriașă această înșelăciune, așa cum scrie Scriptura, toată lumea zace în cel rău, o întâlnim în toate culturile, în tot timpul istoriei, uh, este, devine centrul preocupărilor când lucrul acesta putea fi simplu de tot anulat din start prin faptul că Dumnezeu a spus, nu, cei morți nu știu nimic. Țărâna se întoarce în țărână, suflarea de viață la Dumnezeu care a dat-o. El este acela, El și numai El, pentru care ei sunt vii. Pentru El, toți sunt vii. Pentru El. Nu El pentru ei. Nu scrie lucrul acesta nicăieri. Ei pentru El, adică cei care au murit. Sunt morți pentru noi, dar aceștia sunt vii pentru El. Nu și reversul: Dumnezeu e viu pentru ei. Nicăieri nu găsim astfel de, un astfel de gând în Sfânta Scriptură. Putem să construim, putem să ne inspirăm din culturile spiritiste, din religiile acestea care cultivă așa ceva. Putem să ne inspirăm dacă, dacă alegem lucrul acesta, dar este oare cineva în siguranță în momentul în care se ridică împotriva unui adevăr proclamat de Dumnezeu? Este cineva în siguranță? Îndrăznește cineva să se ridice împotriva cuvântului lui Dumnezeu, să dea lecții lui Dumnezeu, să învețe pe cel preanalt? Cine va face lucrul ăsta? Întreabă Isaia. Cine este omul acela? aici suntem chemați să ne supunem cuvântul lui Dumnezeu în spiritul lui Samuel. Doamne, tu vorbește că robul tău te ascultă. Și indiferent cât de mare sau uriaș ar fi ideea aceasta în omenire, ea este pur și simplu uh, ex, explodată de afirmația lui Dumnezeu. Cei morți nu știu nimic. Ei însă sunt vii pentru el. Nu El pentru ei. Care este puterea lui Dumnezeu în acest domeniu? Deschis. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Acesta este Dumnezeu. Ce ar căuta un om să încerce să priceapă astfel de lucruri? A fost undeva în țară o desumare și cineva a îndrăznit să încerce să s-a apropiat mai mult decât trebuie, a plătit cu viața, a murit infectat, s-a terminat tot. Sunt lucruri așa, aceasta în domeniul a, a biologic sau fizic. Și-a băgat nasul în acela același. Dar în domeniul spiritual, cu atât mai mult, Pavel îi spune lui Timotei, fugi de așa ceva, stai departe de basmele acestea. Stai departe de lucrurile acestea, stai departe de ceea ce pare, de, care dă impresia, stai departe de ceea ce este, o, oh, dar este în general acceptat, toată lumea crede, toată lumea vorbește. Ia, poate să fie așa ceva, dar a fost și pe vremea lui Noe același lucru, toată lumea credea că nu este așa, ceea ce Dumnezeu a spus că va fi așa, ei, ei au spus, nu, noi știm mai bine, nu o să fie absolut nimic. Deci și n-au știut nimic. Adică n-au vrut să știe până când a venit apa și a luat pe toți. Acum, acesta este literalmente paradoxul ființei noastre. Omul de țărână, poartă în el această comoară nemaipomenită a lui Dumnezeu, numită gândul veșniciei. Cum o fi putând el să fie muritor și în același timp cu gândul nemuririi asupra lui? Aceasta este o taină pe care o dezleagă doar Dumnezeu. Dar are o aplicație prezentă în viața de fiecare zi. Și atât ce spune Apostolul Pavel în epistola către Romani, capitolul 6, versetul 11. Tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Când am citit acest cuvânt, mi-am dat seama că el nu reprezintă doar un simplu crez sau o idee filozofică, teologică, cu privire la viață ci este vorba de o putere a lui Dumnezeu. Nu este tot una. Nu este tot una ce credem cu privire la viața noastră. Și iată de ce. În a doua Corinten 4 cu 16, Pavel spune așa, de aceea noi nu cădem de oboseală, din cauza asta nu cădem de oboseală, și atenție vă rog, chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Aici este taina. Aici este granița între uman și divin. Aici este linia dintre lumină și întuneric, dintre adevăr și neadevăr. Socotiți-vă morți față de păcat, dar vii pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Iată cum se aplică lucrul acesta la viața noastră și în mod practic, spunem versetul 13 din capitolul 6 din Epistola către Romani. Cum se, cum se face treaba asta să, să mă socotesc eu mort față de păcat? În alte împrejurări am învățat despre acest lucru parcă niciodată nu mi se pare de ajuns. Mi se pare de o rară frumusețe lucrul acesta. I-am văzut puterea în viața și ființa mea. Ideea noastră cu privire la uh, păcat și la lupta împotriva păcatului îmbracă tot felul de forme de, uh, de stăpânire de sine, de restrângere, de rezistență, de tăcere, de, uh, de suferință de un fel sau altul, fără să rezolve, de fapt, problema. Chemarea noastră. Nu este să luptăm cu păcatul. Nu este să ne saliveze gura pentru un lucru, dar să nu-l facem, da, da, simțim, sau ochii noștri să-i murdărim cu uh, un fel sau altul de imagini, dar nu mergem mai departe. O, oh, nu e destul de departe. Antina deja întreaga ființă se simte în preajma unui astfel de om o anume atmosferă. Nu la lupta cu păcatul suntem noi chemați, ci suntem chemați să fim morți față de păcat. Aceasta înseamnă în același timp, după cum este în domeniul vieții, noi suntem ființe muritoare și purtăm cu noi gândul veșnicii, tot la fel este în domeniul acesta duhovnicesc, în timp ce omul care este mort față de păcat înseamnă un om care nu reacționează. Ascultam o povestire scurtă a lui Cehov și acesta spune cum a ars o clădire acolo și apoi a venit arhitectul ca pentru a reface, pentru a face planuri pentru clădire și proprietarul clădirii spune că în această clădire care era un fel de motel, de han, hani, zicem noi în românește, când a luat foc acolo, când s-a întâmplat nenorocirea aceasta, oamenii care erau în clădire acolo tocmai duceau un mort la groapă. Și au coborât de la etaj, dar când a, a izbucnit incendiul acesta, când s-a întâmplat nenorocirea aceasta, au căzut unii pe alții, a căzut sicriul, s-a deschis, s-a răsturnat, a căzut mort acolo. <laughs> și Anton Cehov uh, sublinează acest aspect care m-a făcut să zâmbesc cu amar. Toți ceilalți țipau din cauza situației și răniți, și blestemau și ziceau, și în, în timp ce, spune el, mortul stătea la fel de serios și neclintit, indiferent ce se întâmpla acolo. Aceasta este o ilustrație. Este o idee care arată diferența enormă dintre a fi viu față de păcat, a, a fi Rănit, provocat de el, a da un fel de reacție la adresa păcatului și a fi mort față de păcat. A fi mort față de păcat reprezintă pentru noi idealul vieții spirituale. Și lucrul acesta nu se poate întâmpla prin vreun fel de antrenament sau vreun fel de școală, nu se întâmplă lucrul acesta, ci el se întâmplă altfel. Pavel Apostolul ne spune în epistola către Galateni: Prin crucea lui Hristos, lumea este răstignită față de mine, adică nu are niciun apel la sufletul meu acesta și eu, la rândul meu, sunt răstignit față de lume, dar nu rămâne totul aici. Vai, ce viață gri, ce viață cenușie, tristă, orice bucurie a fost distrusă. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Din potrivă, starea aceasta de necomunicare cu răul. Așa cum spunea poetul Vasile Minitaru, răutatea sau în oamenii cei buni se naște moartă, se topește, mânia, se naște moartă, se topește, se naște moartă. La fel se întâmplă aici în relația noastră cu răul de pe pământ. Nu este domeniul spre care ne simțim atrași și nici măcar nu e nevoie să îi rezistăm acestea, pentru că el nu are un cuvânt de spus în viața noastră. Așa suntem declarații de Scriptură, morți față de păcat. Prin crucea Domnului nostru, Isus Hristos, spune Pavel, lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Dar în același timp se petrece reversul la proporții de neimaginat. Suntem vii pentru Dumnezeu, plini de viață, plini de sănătate, de bucurie aceasta. Ne bucurăm și în necazurile noastre, ne bucurăm și în fața morții. Au primit cu bucurie răpirea averilor lor, spune Scriptura. Și avem rapoarte ale istoriei în care oameni care au plătit cu viața credința lor au făcut lucrul acesta cu mare bucurie. Iubiții mei, doar puterea acestui gând al veșniciei așezat în noi, doar puterea acestui gând poate ridica ființa umană deasupra. De aceea spune să nu dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii în timp ce mort față de păcat și n-ar trebui să uh, încetăm nicio clipă rugăciunea noastră uh, ca lui Iacov în noaptea aceea în care a luptat uh, n-ar trebui să încetăm rugăciunea noastră Doamne Dumnezeul meu, Uh, luptă în mine, Duhul lui Dumnezeu va lupta în sufletul nostru, până când lucrurile răului vor fi moarte față de mine și eu mort față de ele. Am văzut uh, situații de-a penibile. De-a dreptul penibile. Un tată, spre exemplu, uitându-se atent la o scenă murdară, pur și simplu, și surprins de copiii lui. A, a, a fost ceva groaznic. Copiii l-au surprins tocmai într-un astfel, într astfel de moment. Și a pierdut obrazul de tată, dar și pe cel de om, ca să nu mai vorbim de cel de om al lui Dumnezeu. Cum ar mai putea el acum să vină să țină o predică sau să spună ceva în biserică familiei lui, când familia lui l-a văzut acolo copiii lui? Ce vor înțelege ei? Trăim într-o lume în care atacul asupra sufletului nu încetează niciodată, este prezent oriunde și în diverse forme. Singura cale de apărare în direcția aceasta este darul morții față de păcat. Biblia spune: Suntem morți față de păcat. Socotiți-vă, plecați de la concluzia aceasta. Ne sfătuia lui, Nu aștepta niște evidențe din acestea, materiale sau nu. Ia pe Dumnezeu pe cuvânt. Tu ești mort față de păcat. Adică acest păcat nu are nicio putere asupra ta, cum nu are asupra mortului. Ați văzut mortul în casa aceea a căzut pe scări, dar era la fel de serios. Și păcatul acesta nu are niciun fel de putere asupra ta. Plecați de la gândul acesta. Bine, dar văd de mine altă lege. Nicio problemă. Eu mă întreb spre aici. Eu nu am plecat să văd dacă. N-am plecat să văd dacă voi birui. Biruința este promisă de bunul Dumnezeu și El a pornit biruitor și ca să biruiască și de aceea ne spune, nu, socotiți-vă, considerați-vă pe voi morți față de păcat, dar nu atât doar, ci vii pentru Dumnezeu. Aceasta înseamnă că oriunde vei întâlni o împrejurare în care pot, eh, dai posibilitatea lui Dumnezeu să se manifeste prin tine, Îți va, sufletul îți va reacționa imediat la așa ceva. Vezi o anume situație unde trebuie să spui un anume cuvânt pe care ți-l dă Dumnezeu, sau să dai un pahar cu apă, sau să intervii într-un loc, sau să intervii în altul, să faci un lucru, sau să nu faci un altul, din care va reieși manifestarea puterii lui Dumnezeu pe Pământul acesta. Tu ești viu pentru Dumnezeu și tu nu o să spui, oh, nici n-am observat cum, zice, cum spune cartea proverbelor. oh, dacă zice, ah, n-am știut, chiar nu, n-am observat. Nu, zice, crezi că nu știe cel ce cântărește inimile? A fi viu pentru Dumnezeu înseamnă a răspunde situațiilor acestora sub puterea Duhului Dumnezeu. El va așeza în mintea și inima noastră, a trecut preotul, a trecut levitul pe lângă cel căzut, dar n-a trecut samariteanul acești religioși erau morți față de Dumnezeu și erau vii pentru pământul acesta. Acest samaritean care a trecut și reprezintă pe mântuitorul nostru era mort față de... O, oh, poate îi primești, de, poate te murdărești, cum spunea șoferul unei mașini, lovise un om, era plin de sânge, eu am fost de față acolo, era plin de sânge omul acesta și să-l punem repede în mașină, hai să-l pune, o, oh, nu, zice, murdărește pernele de la mașină. Oh, da, dar asta, asta, înseamnă să fii viu pentru păcat, pentru rău, pentru lucrul acesta, lume în general și lumesc și să fii viu pentru și mort față de Dumnezeu și invers. Samariteanul acesta este viu pentru Dumnezeu. La aceasta ne cheamă El pe noi. Socotiți-vă morți față de păcat în virtutea și în puterea Gândului veșniciei, știind că lucrul pe care îl faci tu și pașii tăi de pe pământul acesta nu dispar sau pierd odată cu consumarea lor, ci, așa cum spune Mântuitorul nostru, nu își va pierde răsplata un pahar de apă dat în numele meu. Acest lucru diferențiază foarte mult chiar și binele care e făcut pe pământ, este în numele lui sau. Nu este în numele Lui, ci în numele unui alt interes. Dumnezeu distinge aceste lucruri și promite în cuvântul Său, acela care a dat acest pahar de apă în numele meu, la scara veșniciei, nu-și va pierde răsplata. Tată iubită, aceasta este o mare bucurie pentru sufletul nostru. Viața noastră pe pământ a căpătat o altă direcție, o altă lumină. Doamne, îți mulțumim pentru harul acesta nespus de mare, pe care îl purtăm în niște vase de lut, într-un trup de țărână, ai așeza gândul veșnicii. Ajută-ne să mergem pe pământul acesta și să trăim în casele noastre și oriunde suntem cu gândul acesta asupra noastră, Doamne Dumnezeul nostru. Îți mulțumim pentru încredințarea pe care ai așezat-o noi prin faptul că Mântuitorul nostru și-a dăruit viața pentru a câștiga sufletul nostru, pentru ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru totdeauna, în numele lui îți mulțumim. Amin!